Aproximativ 2 ani am crezut că îl cunosc pe Dumnezeu într-o religie. De Dumnezeu era undeva acolo sus în cer, își făcea treaba lui, iar eu îmi vedeam de viața mea, îmi organizam viața după bunul meu plac, cu eșecuri, cu reușite, întotdeauna reușitele erau norocul, eșecurile erau ghinionul meu. Într-un cuvânt, nu cunoșteam pe Dumnezeu. A venit o zi în care Dumnezeu a bătut la ușa inimii mele. În acea zi, fără ca eu să merit, Domnul s-a aplicat în bunătatea Lui cea mare, în mila Lui față de mine. Mi-a întins mâna și m-a smuls din groapa neagră a păcatului și m-a adus la lumină. Repet, nu am meritat absolut nimic și mulțumesc neîncetat Domnului pentru acest lucru. Viața mea, Dumnezeu mi-a deschis inima, Duhul și Cuvântul au lucrat la viața mea. Prin jertfa Domnului Iisus Hristos, am înțeles că sunt iertată, am înțeles că dragostea este atât de mare, am înțeles de fapt dragostea mare a Lui Dumnezeu și bunătatea Lui și am ajuns să-mi doresc o viață cu prezența permanentă a Lui Dumnezeu. Când ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu, nu poți să nu-L iubești. Mă rog ca Bunul Dumnezeu să-mi toarne dragostea Lui în inima mea ca să pot să cresc în credință și să spun neîncetat Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Amin.